În ultima perioadă, incendiile de vegetație fac prăpăd în Argeș. Ieri la Câmpul Lung și Poenarii de Mușel, pompierii s-au luptat mai bine de două ore cu flăcările care au pârjolit dealurile din împrejurim. Azi noapte, pompierii s-au luptat mai multe ore cu flăcările exbunite în trei localități, în Ștefănești, Rusești și Marcea. Oamenii au dat foc la vegetație pentru a curăța terenurile, iar flăcările s-au extins rapid din cauza intensificării vântului. Pentru înlăturarea pericolului au intervenit 30 de pompieri militari de la detașamentul de pompieri Pitești, Bradu și Mioveni. Cei care vor fi depistați că provoacă astfel de incendii vor fi amendați cu sume între 1000 și 2500 de lei.